Astăzi, echipa de filmare a rubricii administrative Agenda Primarului din cadrul ziarului Bună Dimineața Iași a ajuns în Comuna Dumeș, județul Iași. Formatul agendei, binecunoscut publicului în 2019, continuă și în anul 2020, dar cu etapa a doua. Dacă anul trecut etapa întâi a Agendei Primarului a fost concepută sub forma unei prezentări succinte a proiectelor existente localitățile ieșene, Agenda Primarului, etapa a doua, continuă în 2020 cu prezentarea detaliată a proiectelor localităților aflate în diferite stadii ale evoluției acestora. Urmărim realizarea unui inventar al proiectelor existente în fiecare comunitate ieșeană pe perioada anilor 2016-2020, împărțite în proiecte finalizate, în desfășurare și în pregătire sau avizare. Gazda noastră este primarul Comunei Dumeș, domnul Mihai Cocoveică. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua și bine ați venit în comuna noastră! Domnule primar, anul trecut, în cadrul etapei întâi a Agendei Primarului, realizată Comuna Dumești, am avut plăcerea să discutăm cu dumneavoastră despre proiectele curente pe care le aveați în implementare la acea dată. Astăzi, cu binevoința dumneavoastră, vă propunem să realizăm împreună o prezentare completă a proiectelor primăriei pe care o conduceți din întregul mandat de primar din perioada 2016-2020, așa cum este firesc să discutăm despre prezent, trecut, dar și despre viitor. Vă propunem așadar să începem cu proiectele pe care reușiți să le finalizați în perioada 2016-2020, cu rugămintea de a vă încadra până în iunie 2020. De acord, dar pentru o bună informare a cetățenilor Comunei Dumești și a celor care sper să vizioneze acest film, aș vrea să spun că în administrația locală lucrez din anul 2008 în calitate de viceprimar. Iar din anul 2017, din noiembrie, am preluat atribuțiile de primar. Deci, în acea perioadă, eu lucrez în cadrul primăriei Dumești ca viceprimar cu atribuții de primar. Vreau să fac precizarea de la început că, în colaborarea din 2018 până în anul 2017, în noiembrie, am colaborat în calitate de viceprimar cu primarul Mihai Sabaiduc. A fost, din punctul meu de vedere, cred că a fost o colaborare de succes pentru Comuna Dumești, pentru că împreună am derulat diverse proiecte și pe fonduri europene și pe alte măsuri de finanțare. Deci, acea activitate a noastră împreună din acea perioadă a fost o activitate benefică pentru Comuna Dumești. Deci, în primă instanță, vă propun să ne vorbiți despre proiectele finalizate. Da, deci din 2017 noi ne-am dat seama, de fapt din 2016, că Comuna Dumești, ca să se poată dezvolta, era neapărat nevoie să ne orientăm spre măsuri de finanțare venite de la comunitatea europeană. Nevoile comunităților sunt mari și din acest punct de vedere am vrut să cuantificăm, să vedem printr-o strategie de dezvoltare a comunei care sunt necesitățile, cum le prioritizăm și în funcție de această situație să știm, de exemplu, ce măsuri de finanțare putem accesa. Am depus la acea vreme, din anul 2016, am făcut studii de fezabilitate și practic s-au depus pentru 3 măsuri finanțate de la Comunitatea Europeană. Am avut un proiect depus pe îmbunătățirea infrastructurii agricole în Comuna Dumești, erau acele drumuri de exploatație agricolă. Este al doilea proiect finanțat pe care Comuna Dumești îl derulează. Al doilea proiect a fost modernizarea de drumuri comunale. Deci este o legătură a drumului din Dumești către Oisești și cu ieșire în drumul european. Era neapărat necesară această legătură pentru că practic face legătura între Comuna Dumești ca centru de comună, satul Oisești și ieșirea în drumul european. Mai ales că în perioada de iarnă, atunci când sunt probleme cu zăpezile, această bretea este mai ușor circulabilă față de satul Banu. Acum am avut după aia al treilea proiect, construirea unei grădinițe cu program normal în satul Dumești, Comuna Dumești. Toate cele proiecte pe care v-am vorbit au fost finalizate. S-au semnat contracte, asta procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor. Domnule primar, să trecem la prezentarea proiectelor în desfășurare. În perioada din urmă, am încercat odată cu derularea acelei faze pe cele 3 proiecte europene, am încercat și am mai depus spre finanțare anumite proiecte care practic puteau fi finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală. Am depus în 2016 solicitarea de finanțare și după o perioadă de timp am primit acceptul pentru finanțare și am și semnat contractul de finanțare pentru modernizarea dispensarului uman din centrul Comunei Dumești. Este o clădire cu etaj.
și acum suntem în perioada de lucrări în continuare. Am început lucrările anul trecut și acum firma, probabil că în câteva luni, și această investiție va fi finalizată. În satul Păușești, comuna Dumești, din fondurile proprii, din bugetul Consiliului Local, avem în execuție un proiect care se referă la amenajarea de trotuare și rigole betonate. Este un proiect cu finanțare de în jur de 9 miliarde în lei vechi. Și acolo suntem în derulare. Avem termen final anul acesta pentru finalizarea acestei lucrări. Din toamnă am început în satul Banu amenajarea unei stații de autobuz care practic să aibă un aspect mult mai modern și un trotuar care să lege satul de Banu de biserica din sat. Alte proiecte în derulare? Alte proiecte în derulare, în cadrul școlilor din comună am solicitat și am primit finanțare pentru 3 corpuri de școală, 2 corpuri de școală la liceu, la școala profesională Dumești, unul la școala gimnazială Păușești. În aceste corpuri de școală se realizează și sunt în curs de realizare acele toalete pentru ca copiii să aibă posibilitatea în cadrul corpurilor de școală să aibă direct toalete și să nu mai iasă, eu știu, în alte corpuri de școală pentru a se duce, pentru a folosi toaleta. Domnule primar, acum că am discutat despre trecut și prezent, să privim puțin și în viitor. Vă rog să ne prezentați în continuare proiectele de viitor ale Comunei Dumești, aflate astăzi în faza de pregătire sau avizare. Da, ne-am propus și am reușit anul trecut să realizăm studii de fezabilitate pentru un cămin cultural. Acest cămin cultural, poziția lui ca investiție este aici în curtea primăriei, avem un teren pe care l-am pus la dispoziție pentru această investiție. Cămin cultural care este necesar pentru orice comunitate unde, eu știu, satul să se poată desfășura diferite evenimente artistice. Iar tot prin cămin cultural cred că se va realiza și un anumit dialog între membrii din comunitate. Am mai depus acum vreun an, atunci când era discuția despre acel fond de investiții, am făcut imediat un deviz, o anumită documentație și am prezentat-o și am depus-o, de fapt, cu solicitare de finanțare la Ministerul Dezvoltării. Nu știu dacă în continuare acea finanțare mai rămâne viabilă din punct de vedere al posibilității de a fi finanțată. Noi atunci am cerut modernizarea prin asfaltarea tuturor drumurilor sătești și a drumurilor comunale existente în comună. Pot să vă spun că valoarea devizului era undeva la 16 milioane și jumătate de euro, iar o ultimă, nu cea din urmă, investiție este aducerea de gaze în comună. Noi anul trecut am solicitat un aviz de principiu la Transgaz. Am prins în buget anul trecut realizarea studiului de fezabilitate pentru distribuție de gaz în centrul de comună și toate satele din comună, iar pe data de 7 februarie am depus la București la Ministerul Dezvoltării solicitarea de finanțare și studiul de fezabilitate pentru această investiție. Este un program pilot din ce știu, care se va desfășura la nivelul României. Deja sunt alocate prin bugetul anual, prin bugetul de anul ăsta, în jur de 500 de milioane de euro. Faptul că avem oportunitatea, că avem conducte de gaz care străbate, de fapt, toate magistralele de gaz care aprovizionează Iașul, trec pe OAT-ul Comunii Dumești. Iar acum 2 ani este o magistrală care vine din pe la Vaslui. Chiar acolo am ținut acel aviz de principiu, în apropierea satului Dumești. Și din acest punct de vedere avem oportunitatea că nu sunt sume necesare pentru un transport de gaze, pentru cum e în ADU din care facem parte deja, suntem 16 comune. Avem această oportunitate și sperăm să fim printre primele comune care vom primi finanțare din acest punct de vedere. Mai există și alte proiecte de viitor? Există niște proiecte de viitor pe care le pregătesc. Vreau să vă spun că am avut tot timpul dialog cu directorii de școli, cu preoții parohi din comună și ținând aproape și având dialog permanent cu ei, am identificat anumite chestiuni care practic comunitatea sau satele comunii de care au nevoie
Și atunci, noi anul trecut am sprijinit împreună cu o serie de firme și de cetățeni din satul Păușești și s-a realizat, e în stadiu de construcție, undeva e la Roșu, această clădire și am realizat o casă de prăznuire pentru satul Păușești, care este al doilea sat ca mărime și ca populație după comuna Dumești, după satul Dumești. În acea perioadă am observat că biserica din sat are probleme la structură. Am chemat anul trecut un expert cu care în prima fază am purtat discuții. Am încercat anul ăsta să începem demersurile și sperăm ca într-o perioadă de timp să putem să facem acea expertiză, acel studiu geo și acel studiu de fezabilitate pentru reabilitarea acelei biserici. Pentru că îmi dau seama că trebuie să apelăm la o finanțare, ori pe la Compania Națională de Investiții, sau o să vedem în perioada următoare ce măsuri de finanțare pot fi accesate pe acest domeniu. Pot să vă spun că la biserica din satul Păușești există documente vechi, sunt cărți religioase vechi, sunt o serie de obiecte care practic ar avea necesare să fie puse într-un muzeu, să fie puse în valoare. Vrem pentru satul Păușești să facem un proiect integrat care să dea și o destinație turistică pentru comuna Dumești, în sensul că în curtea acelei biserici dorim să construim un muzeu, în afară de reabilitarea bisericii propriu-zise. Și pot să vă spun că satul Păușești are și o biserică de lemn veche, care are aproape 400 de ani ca vechime. Și intenționăm, v-am spus că am vorbit cu diverse persoane care practic au venit la o primă vedere, de exemplu, să avem discuții și să vedem ce putem face. Și pot să vă spun și că și acolo acea biserică va intra într-un program în perioada următoare, vor solicita finanțare pentru a intra într-un program de reabilitare sau o să vedem exact denumirea proiectului cum trebuie să sune. Și un proiect la care țin foarte mult și cred că e de viitor pentru Comuna Dumești, am reușit să contactăm un ONG, o asociație a unor persoane care fac parte în această asociație. Este vorba de o asociație a unor geto dacică și vrem să înființăm undeva în apropierea acelei biserici de lemn. Deja am identificat un teren pe care probabil când în urmă noi acordăm parteneriat, pe care în momentul acesta încercăm să-l punem la punct, să facem acolo o așezare geto dacică. Și în afară de acea așezare geto-dacică, sperăm că în momentul în care putem finaliza această investiție, aici anual să se desfășoare întâlniri din acest punct de vedere și în urmă am avut discuții și cu domnul Liviu Brătescu, care la momentul actual este secretar la Ministerul de Cultură. Am avut discuții și cu consilieri județeni care practic fac parte din Comisia de Cultură. Am purtat acest dialog datorită faptului că vrem să unim la un loc, prin prezentarea acestei idei, să unim la un loc să vedem, de exemplu, părerea fiecăruia, să vedem, de exemplu, din aceste discuții, probabil să reușim să, din start, să încropim să această idee să capte, să meargă spre un proiect care eventual să aibă succes din start. În afara celor expuse până în prezent, eu ca persoană care am experiența în administrația locală, am identificat pentru Comuna Dumești două direcții de dezvoltare. Una din direcții este destinația turistică pe care am dorit să o dăm Comunii Dumești, iar la a doua direcție se referă la partea economică de care am putea beneficia. Aici sunt două chestiuni pe partea economică, una dintre ele care mi se pare foarte importantă. Noi avem undeva, într-o ieșire la drumul european, avem un teren care aparține de domeniu public și pe care în acea zonă intenționăm să facem un parc industrial. Am văzut că a fost de mare succes parcul industrial de la Miroslava. Deja acolo sunt foarte multe firme. Deci locația respectivă
ca și număr, ca și suprafață, a fost ocupată toată și probabil că se va merge spre vest și următoarea destinație va fi și Comuna Dumești. Vrem să creăm premizele unei asemenea de investiții. Deja am contactat proiectantul și am discutat și cu domnul primar Niță, pentru că vreau să iau în prima fază toate informațiile care îmi sunt necesare ca să pornim cu dreptul din capul locului. Și am făcut deja o solicitare către drumurile naționale, prin care am solicitat să ne spună care este culoarul autostrăzii Ungheni-Târgu Mureș, pentru că pe acel teren este într-adevăr realizat acel studiu de fezabilitate pentru autostrada Ungheni-Târgu Mureș. Și vrem din start să vedem cât pierdem din acel culoar, din suprafața de 45 de hectare pe care o avem momentan la dispoziție, să vedem cu ce rămânem, să știm exact pe ce suprafață facem acel parc industrial. V-am spus că Comuna Dumești ar avea de câștigat datorită oportunității ca așezare geografică. Faptul că este o comună așezată între Iași și vestul țării și partea de vest a țării și ieșirea spre Europa. Avem multe oportunități din acest punct de vedere. Eu sper că în continuare aceste idei de viitor, în mod clar, le voi prezenta și colegilor din Consiliul Local, să le arăt beneficiile, să le fac o prezentare din care să iasă beneficiile pe care le are Comuna Dumești și sper că împreună cu colegii din Consiliul Local să lucrăm pentru interesul comunei și pentru o perspectivă bună pentru Comuna Dumești. Domnule primar, ne aflăm pe un drum comunal asfaltat recent. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Acest proiect face parte din cele trei proiecte pe fonduri europene care practic le-am avut în lucru. El este finalizat, este făcută recepția. Acest drum face legătura între drumul european, satul Dumești, satul Hoisești și Comuna Dumești. Deci pe acest drum se poate merge prin Hoisești și după aia să ajunge în satul Dumești. El are o lungime de 5,4 km, el mai deservește în interiorul satului Hoisești. Este și o bretea asfaltată care de la acel drum comunal face legătura cu biserica și școala din Hoisești. Cât de necesar a fost acest proiect pentru comună? E un proiect... Bine, vreau să vă spun că fiecare localitate are nevoi și necesități. Este normal ca în acest secol să putem avea nu neapărat măcar drumuri pietruite, dar drumuri asfaltate. Și în acest punct de vedere, asta a fost și strategia sau unii pași din strategia de dezvoltare a comunei. Am reușit la un moment dat să obținem finanțare pe o măsură de finanțare și atunci am imediat făcut documentația necesară și v-am spus că acel proiect a fost depus în 2016 și după aia am primit finanțare, au venit cei de la FIR, au făcut vizita în teren, ne-au spus de la început că avem punctaj eligibil și ne-am bucurat să știm la un moment dat că va fi finanțat și că practic o să fie pus în practic realizarea acestui proiect. Domnule primar, ne aflăm pe drumurile de exploatație agricolă, un proiect benefic și pentru cetățenii comunei. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Da, deci în cadrul vizitei pe care ați făcut-o la noi, am venit pe un segment din acel proiect cu drumul de exploatație agricolă, un segment care este așezat ca locații lângă satul și Comuna Dumești. Aici am gândit în felul următor. Pe acest segment, drumul de exploatație agricolă este asfaltat. Din ce cauză? Datorită faptului că noi suntem în etapa de reactualizare a planului urbanistic general, iar prin acest plan urbanistic general, cele tarlale din extravilan care se văd în dreapta noastră aici, sunt introduse în intravilanul comunei. Noi, ca direcție de perspectivă, vrem ca Comuna Dumești, din punct de vedere imobiliar, să se poată extinde pe această zonă. Nu numai această zonă este introdusă în reactualizarea PUG-ului, avem și alte locații la fiecare sat, al component al comunii, deci în perioada următoare, în momentul când vom avea finalizat și practic reactualizarea acestui plan urbanistic general, la un moment dat se pot emite autorizații de construcție pe aceste terenuri.
Deci vreau să vă spun că un avantaj principal al tuturor proprietarilor este acela că vă dați seama că din start crește valoarea terenului. Un cetățean care are un teren de un hectar sau un hectar și ceva poate să-l lotizeze, poate să-l scoată la vânzare, își vinde 2-3 parcele și eventual pentru un copil sau un nepot poate construi cu acei bani o casă. Deci este o măsură benefică pentru mulți locuitori ai Comunei Dumești. Din Dumești. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Proiectul acestei grădinițe cuprinde toate spațiile necesare, toate dotările necesare. Vă pot spune că în afară de construcția propriu-zisă, noi în proiect am avut și finanțarea dotărilor pentru buna desfășurare a cursurilor pentru copiii la grădinițe. Are un circuit avizat și Direcția de Sănătate Publică. Vă pot spune că de la intrare copiii intră normal într-un cabinet medical unde practic sunt verificați dacă corespund din punct de vedere medical. Acolo dacă li se dă ok-ul, merg în următoarea sală unde practic se dezbracă, după aia o ușă iese pe acel circuit și se duc în sala propriu-zisă unde își desfășoară activitatea. Avem încălzire centrală, apă caldă, apă rece. Deci avem sistem video și în interior și în exterior, cu sistem iluminat. Deci și practic avem tot ce ne trebuie pentru o activitate normală, așa cum ar trebui să aibă orice grădiniță. Câți elevi sunt în această grădiniță și câte cadre didactice? Aici avem două cadre didactice și două doamne educatoare. Copiii sunt în jur de 50. Bineînțeles că aici practic fluctuează funcție de starea de sănătate, anumite perioade ale anului, dar în principiu așa a și fost de fapt construită. Noi normal avem 3 săli de clasă, așa a fost proiectul. În această perioadă, pentru că suntem cu dispensarul medical unde funcționa un anumit spațiu funcționa biblioteca, într-o sală de clasă care practic nu mai avea activitate pentru că nu aveam a treia grupă de grădiniță, am adus biblioteca pentru o perioadă de timp până reușim să finalizăm modernizarea dispensarului. Iar într-o sală dintr-o încăpere aici funcționează momentan pentru o perioadă de timp și grădinița asta, biblioteca comunală. Domnule primar, cetățenii din Comuna Dumești se bucură și de trotuare și de aceste rigole pe care le-ați realizat. Ce ne puteți spune despre proiectele acestea? Da, pot să vă spun că ne aflăm în satul Păușești, Comuna Dumești. Din bugetul local avem finanțat o lucrare de realizare trotuar pavelat și rigolă betonată până în partea de asfalt a drumului comunal. Proiectul ca și realizare, ca lucrare a început anul trecut. Anul acesta avem termen de finalizare. Aici ne aflăm în satul Păușești, în fața școlii gimnaziale Păușești. După cum vedeți, pe stânga și pe dreapta sunt corpurile care aparțin școlii gimnaziale Păușești. Iar în partea din spate a acestei clădiri mai realizăm o altă investiție, o construcție care va avea rolul de grădiniță cu 4 săli de clasă. O să mergem și o să luăm și acolo câteva cadre. Domnule primar, printre proiectele de viitor pe care le aveți în implementare, regăsim și grădința din Păușești. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Da, proiectul care practic a început anul trecut avea un termen de finalizare în decembrie anul trecut, dar datorită unor situații neprevăzute, firma nu a reușit să concretizeze într-adevăr realizarea investiției. S-a semnat un act adițional prin care s-a prelungit perioada de execuție a lucrării. Sperăm anul ăsta să ne bucurăm la final de an că construcția va fi gata. Pot să vă spun că este o clădire cu 4 săli de clasă destinate într-adevăr copiilor de la grădiniță. Comuna Dumești are ca și procent de cofinanțare o sumă de aproximativ 3.800.000 în lei vechi. Din această sumă noi trebuie să facem infrastructura pentru canalizare, avem de realizat un teren de sport, avem de realizat terenurile de joacă și împrejmuirea, ceea ce ține de noi. Noi ne-am prins suma asta și anul trecut în buget, dar datorită faptului că aici tot timpul exista șantier, n-am putut efectiv să ne ținem efectiv să realizăm ceea ce ne-am propus noi din bugetul local. Așteptăm anul ăsta să putem într-adevăr să vadă
în final, o situație mai clară aici, ca să putem și noi să facem ceea ce ține de noi. Primar, un alt obiectiv important care în momentul de față este în desfășurare în comuna Dumești este reabilitarea și modernizarea dispensarului. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Da, acest proiect este realizat pe finanțare care face parte din Programul Național de Dezvoltare Locală. Este un dispensar uman cu etaj. Noi în acest dispensar, până la momentul de față, aveau activitate 3 medici de familie, un cabinet stomatologic și undeva sus la etaj funcționa și o bibliotecă a comunii. În urma reabilitării, vreau să vă comunic că acest dispensar, în afară de faptul că în continuare, după reabilitare, cei 3 medici de familie vor desfășura activitatea în noua clădire, pentru cabinetul stomatologic am prins în cadrul proiectării și după aia în cadrul execuției, să avem și posibilitatea unei încăperi pentru radiologie dentară, ca persoanele să nu mai plece pentru o radiologie de asta dentară, să nu mai plece până la ea și după aceea să întoarcă înapoi. Deci vrem ca efectiv acel laborator stomatologic să aibă, de exemplu, acele dotări complete care efectiv să asigură o bună funcționare. În afară de aceasta, pot să vă spun că facem parte dintr-un parteneriat cu Comuna Dumești, cu alte 138 de comune, și avem pus la dispoziție un fond de 100.000 de euro, iar în anumite încăperi unde funcționa biblioteca și ca un cabinet medical, acolo practic putem desfășura în continuare, după modernizare, activitatea de centru pentru comunitar. Ce prevede acest centru comunitar? În clădire va fi un spațiu care va fi dotat pentru anumite activități de mediere. Se va amenaja un cabinet medical pentru un asistent medical, eventual doctor, care practic se poate face anumite tratamente sau anumite activități din domeniul sanitar. Avem în vedere faptul că am prins în organigrama care anul acesta a fost votat în organigrama Comunii Dumești a Consiliului Local, un post de asistent medical comunitar și un post de medic. Pentru că, într-adevăr, la nivelul comunității sunt persoane vulnerabile. Și aici avem în vedere persoanele vârstnice, avem în vedere copii, avem în vedere acei copii care practic au rămas acasă cu bunicii sau cu alți membri de familie datorită faptului că părinții sunt plecați la muncă în străinătate. Și oricât am vrea noi să credem că acei copii nu, pe perioada cât nu sunt alături de părinți, nu au nicio problemă, să știți că în realitate sunt anumite probleme care apar. Asta o știu și din comportamentul care ne-l descriu învățătorii sau directorii de școli. Și în acest punct de vedere am vrea în această clădire, în final, să aibă o destinație cât mai complexă în ceea ce privește cabinetele medicilor de familie, cabinetul sau centrul stomatologic, după care, practic, probabil că vor mai rămâne niște încăperi care s-ar putea sau avem intenția ca destinații să avem, de exemplu, medici care periodic să vină, de exemplu, să facă ecografii sau să facă anumite investigații de specialitate. Și din acest punct de vedere, credem că în final, și o să vă invităm atunci când practic va fi gata clădirea, Comuna Dumești să aibă o clădire funcțională din toate punctele de vedere, iar cetățenii din comună să nu meargă neapărat în Iași pentru investigații medicale sau pentru anumite necesități din punct de vedere al sănătății. Deci noi la această bază sportivă vrem să-i mai dăm o altă destinație, pentru că practic Comuna Dumești are tineri cu rezultate foarte bune în domeniul boxului. Și sper că într-o perioadă de maxim o lună de zile să îi putem da și funcțiunea de club de box. În partea stângă aici avem centrala pe care am mai achiziționat-o acum 2 săptămâni. Deja am pus-o în funcțiune, clădirea este încălzită pentru că o trebuie să dăm cu var. Și înainte nu aveam central, avem boiler electric. În urma discuțiilor cu antrenorul de box, el a zis că vrea
o să aibă elevi la pregătire și în partea stângă și în partea dreaptă. Și el a zis că ar vrea să-i observe pe fiecare. Iar acum putem merge în partea asta să vă arătăm și partea de dușuri. Deci, cum vă spuneam, suntem în perioada în care nu-i finalizat. Din nou, am cumpărat materiale, le-am pus în funcțiune, avem cumpărat și partea de baterii. Sperăm noi, v-am spus, într-o lună de zile să putem să invităm tinerii să facă antrenament aici. Da. Domnule primar, ne aflăm la biserica din Chilișoaia, din satul Chilișoaia, din comuna Dumești. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Îl putem numi proiect. Da, cum ați spus, suntem în satul Chilișoaia. Am vrut să veniți până aici ca să vedeți un exemplu de bună practică. În 2016 aici a avut loc un eveniment nefericit, fosta biserică ars, iar după această dramă, această tragedie, Părintele Bahru, preotul Bogdan, care are activitate în satul Chilișoaia la biserică, s-au gândit să înceapă un nou proiect pentru o biserică nouă. Împreună cu administrația locală am pus și noi umărul, dumnealui s-a ocupat în special de toate celelalte probleme și, după cum vedeți, suntem într-un anumit stadiu vizibil în care putem aprecia, de exemplu, deja ceea ce s-a întâmplat din 2016 încoace. Îmi face plăcere întotdeauna că atunci când avem oaspeți în comună să vin cu ei până aici la Chilișoaia și să le arăt ceea ce a reușit Părintele Bogdan să facă în mod deosebit. E un proverb care îi spune că omul simțește locul și chiar aici, într-adevăr, se vede foarte clar acest lucru. Alături de noi l-avem și pe preotul paroh al bisericii din Chilișoaia. Părinte, sărut dreapta și bine v-am găsit! Ce ne puteți spune despre acest? Mulțumim mult pentru vizită. Biserica, așa în forma pe care o vedem acum, a început să prindă contură din anul 2016, așa cum a spus și domnul primar mai devreme. Biserica veche, alături am avut un presnicar, împreună au ars în urma unui incendiu și de atunci încoace am încercat să punem în acțiune toate forțele și locale și cele din altă parte, din alte zone, în așa fel încât să ne putem bucura de o nouă biserică în care să putem să ne desfășurăm activitatea liturgică și, bineînțeles, și celelalte laturi ale misiunii noastre preoțești. Când preconizați că vor fi gata lucrările? Mai sunt mulți pași de depășit, de împlinit. Ceea ce s-a întâmplat până acum înseamnă un lucru deosebit pentru noi, în care putem să remarcăm, în primul rând, lucrarea lui Dumnezeu, pentru că această biserică a fost zidită într-un timp scurt, în calculul posibilitățile noastre și mișcarea societății. Biserica s-a ridicat într-un timp destul de scurt. În 2016, cum spuneam, a fost pusă piatra de temerie și apoi an de an, câte puțin, ajungând ca în această iarnă să se finalizeze aproape și partea de acoperiș în veritoarea aproape s-a așezat toată. Nu știm când va fi momentul finalizării acestei lucrări. Mai sunt lucrările care țin de partea de exterior și apoi de interior. Tâmplăria, sunt multe, multe lucruri de făcut și apoi pictura, obiectele din interior care nu sunt puține și sperăm ca Dumnezeu să aibă aceeași milostivire revărsată asupra noastră și să ne ajute ca într-un timp, sperăm noi scurt, dar totul va fi după rânduiala de sus. Mulțumesc frumos. Domnule primar Mihai Cucovei, că după ce am văzut împreună proiectele realizate în Comuna Dumești, aveți un mesaj pentru cetățenii comunei? Comuna Dumești este una dintre localitățile care oferă mari oportunități de dezvoltare. Sunt născut în Dumești și iubesc această comunitate. Din acest motiv, încă din anul 2008, m-am implicat alături de echipa primăriei în implementarea proiectelor comune.
din 2017, din poziția de viceprimar cu atribuții de primar, am finalizat unele din proiectele vitale ale Comunei Dumești. În perioada 2017-2020 am reușit să demarăm proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere prin DC26 și DC36A, respectiv a drumurilor sătești în satul Hoisești. Suplimentar pe un alt proiect, am executat lucrări de amenajare trotuare din pavele în satul Păușești. Tot în aceeași perioadă am construit grădinița din satul Dumești și este în lucru o altă grădiniță cu 4 săli de clasă în satul Păușești. Pe această cale vreau să le mulțumesc colegilor din Consiliul Local, echipei din cadrul primăriei și, cel mai important, cetățenilor Comunei Dumești pentru susținerea și încrederea acordată în vederea implementării acestor proiecte.